dumneavoastră. Trei drepturi tu spui. Și nu copiați. Trei. Da. Primul loc, eu consider că este dreptul la viață. Pe doilea loc, este dreptul la asistență medicală. Pe treilea loc, dreptul la familie. Patru, dreptul la primare. Și al cincilea, drept la egalitate. Poate întreba să primeam un copii, să-l spună cel primul care l-a scris, să da, da. Foarte bine așa. Fără viață, nu, dar dreptul la viață. Da, da. Deci eu am pus dreptul la viață, la asistență medicală, la educație, la obiectiv și vacanță. Adică, în primul rând, cu dreptul la viață, da. Și asta da, să-i deport și de ce la asistență medicală. Vezi, făcând ce scrie în convenția, dreptul copil. Toate dreptul copil au aceeași valoare și nu trebuie reacchizate. Tendința de reacchizat drepturi determină încălcarea drepturilor. Deci nu putem spune că un drept este mai important ca altul. Fiecare drept este drept și el trebuie respectat. Nu are importanță dacă este dreptul la viață, da, este major, dar și dreptul de a te exprima la fel este important și nu trebuie încălcat. Deci asta este important. Important orice este drept, nu dreptul la viață spus că este primul, da? Dreptul la viață. Dar ne gândim la orice tip de viață, adică orice nivel de viață, și atunci când, de exemplu, se încalcă celelalte drepturi la sănătate și mai departe, atunci care e rostul acestui drept? Prima întrebare. Cred că este foarte important. Cum credeți, cine este responsabil de drepturile copilului? Și în convenție, în articolul 4, în convenție spune că guvernul este obligat să ia toate măsurile posibile pentru a asigura drepturile tale. Responsabilitatea de asigurare dreptului unui copil revine în primul rând părinților săi, a unei persoane să aibă grijă, să aibă copilul, ceilalți adulți din preajma copilului, profesori, asistenți sociali, medici și alții. De asemenea, sunt responsabili de respectarea drepturilor copilului. Adică toți cei din jur, începând de la părinți și în cadrele instituționale, în liceu, trebuie să respecte drepturile copilului. Dar vorbim și despre responsabilitate? Da, iată chiar am ajuns. Toți am văzut că copiii au drepturi, dar trebuie să uităm că și responsabilități. Hai, dar pe un teren, dar să știați cineva și să explici ce trebuie. Cine mai îndrăveți? Ai dreptul să fii crescut, îngrijit și educat de către părinții tăi și să ai responsabilitatea de a-i respecta și prețui pe aceștia. Altcineva? Ai dreptul să primești educație care să-ți dezvolte personalitatea și responsabilitatea să înveți cât de mulți îți permit capacității. Ai dreptul să-ți exprimi liber opinia, să fii ascultat și luat în serios și responsabilitatea să asculți și să respecti opiniile semenilor tăi și ale adulților, să oferi și celorlalți posibilitatea să-și spună părerile. Deci vedem că noi avem dreptul, deja voi aveți drepturi și... Ne toți. Da, dar la nivel de copii, că deci copii, drepturile copilului în convenție sunt până la 18 ani. Voi toți aveți până la 18, da. Și s-a demonstrat că, micătând că aveți drepturi, nu trebuie să uitați că aveți și responsabilități. Că dacă nu veți respecta, deci nici valoarea nu este valoarea acestui drept. Dreptul meu, să te ne acolo, da.